Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft. Sper să iasă o echipă bobă din prima data asta. Nu voiam foarte mulți coins după ce l-am cumpărat pe Messi in form pentru echipa mea. Și iată că vin sisteme bune. E aici un 4-3-3 atac, mai erau 4-3-3 holding, 4-2-3-1 wide, nu era rău nici așa. Dar voi merge cu acest 4-3-3 atac, hai cu niște jucători geniale. Începem cu un Zinedine Zidane Prime. Încă sunt Prime Icon-i acolo. Ce drafturi au fost în ultima vreme, sper să rămână așa, modul de draft este excelent. Zizou 96, așa se începe la draft. Cu Cruyff, l-aș fi preferat pe Mbappe headliner, dar încă nu. Poate vine în echipa asta, cine știe. Aici mai sunt Scherer, Rush și Owen. Cam slabe acești Icon, mai ales Rush, Baze, oh, e teribil. Cruyff, Baze este mai bun. Este un jucător care ar putea fi chiar mijlocaș central ofensiv și să avem alt atacant, iar Zidane să fie mijlocaș central lângă un mijlocaș mai defensiv. Ar fi o super echipă așa. Pe partea dreaptă, Figo, Cole și Best, iar George Best cred că este clar peste Figo Prime. Best în dreapta. Deci avem Best, avem Cruyff, poate și un jucător pe stânga. Din acest player pick nu vine un jucător bun, o să iau pe Payet. Trebuie un mijlocaș central bun pe defending, neapărat. Seedorf îl iau, dar nu e chiar ce trebuie acolo. Poate de aici, Veron, Hulit, o, da, Vieira, ăsta e Vieira de 91. Are defending foarte mult Vieira, mijlocul Vieira și Zidane e chiar ce trebuie. Vieira și Zizou, amândoi prime, cu Best prime pe dreapta. E perfect până aici. Poate vine și un atacant central forță. Și astfel va fi Cruyff cam acel ST și ne trebuie după aceea și un left winger. Di Maria, doar pentru rating, nu va intra. Cancelo, Schweinsteiger și Modric. Și Modric e destul de bun la mijloc. Nu cred că peste Vieira, n-are cum. Ar putea totuși să rămână Zidane cam și să ia ce Modric în echipa asta. O să-l iau ca variantă. Totuși aș juca cu Zidane și Vieira CM. Bineînțeles, dacă nu vine niciun atacant bun, atunci clar o să rămână Cruyff acolo. Ronaldinho. Ronaldinho și Owen. Clar, mult mai tare Ronaldinho. Mai era o coce aici. Cred că e primul. Gomez și Mahrez. Ronaldinho, astfel o să treacă el acolo. Nu va juca Seedorf. Hai că până aici un atac fabulos. Ar putea rămâne Cruyff vârf și să fie Ronaldinho cam. Tot e bine. Ne mai trebuie doar un left winger, iar echipa este complet. Pe partea dreaptă, Mbabu cu Shadow, cea mai bună variantă de aici, va avea super defending. Ar putea să rămână acolo. Cu Nike, n-are full cam, n-are nicio treabă. Campbell, Baresi și Ruben Dias. Kohler. Mai bun Campbell. Campbell totuși ne oferă multe link-uri. E un fundaș care are ceva viteză. Și uite că apare aici Van Dijk headliner. Ce jucător! Van Dijk e unul dintre cei mai high-rated jucător pe CB și cu catalist chiar destul de rapid. E top lângă un Campbell. Pe stânga totuși va avea nevoie de jucători de Premier League cel mai probabil. Îmi dai stânga doar Taylor. Mamă. Iar în poartă ori un Icon, ori un portar de Premier League. Și nu vine portarul de Prem. Și Sol e englez, nu prea avem linkuri. Le-a operat Deki, dar aș avea nevoie de un portar. 189. Cu două jucători slab pe stânga. Portar prindem. Încă nu. La Font și Trap. Mai bun la Font, însă... Mamă, nu se poate. Chiar așa să fie un draft fără portar bun. La Font ar fi decent. N-am fi chiar victime sigure, dar nu arată bine deloc așa. Și încă aștept acel left winger. Hai că sunt atâția de top. Pau Torres, Zanetti și Rhys James. Zanetti e o soluție mai bună decât Taylor stânga. Avem nevoie de el. Trece Zanetti acolo. Ajungem la 190. Left winger și portar și e gat. Neymar, uite-l. Perfect. Atacul e minunat. Neymar cu catalist va fi perfect acolo în bandă. Paie iese din schemă. Și este o echipă de 190. Greu să ajungem la 191. Și greu de prins un alt portar. Probabil va rămâne la Font. Neymar, Cruyff, Best și Ronaldinho. Mijlocul, Vieira și Zidane. Genial până aici. Nu știu ce poate să mai vină. Eventual
Un fundaș lateral, peste ce avem? Dumfries și Rhys. Ia olandezul. Rhys are varianta headliner, poate revine. Zuma, Tomori. Cam atât. Da, n-am prins un fundaș lateral prea bun. Cărți Zuma este pe banc. Încă 3 jucători. Poate niște jucători buni de rezervă. Ar fi bine să vină. Valbuena nu rămâne pe bancă. Momentan l-am doar pe Di Maria. Ar mai fi Modric. Ne prindem niște jucători cu pace. Dar noi mai prindem. S-a terminat aici. Virts. Am ajuns la 189. Hai cu un jucător de top aici. Ultimul player pick. Nu, no, e doar Oscar. Oscar care nu o să ajute cu nimic. 189. N-avem rezerve. Asta e problema, doar Modric, Di Maria și Sedor. Dar nici n-avem nevoie. E echipă bună, Van Dijk nu are full. Din păcate, are doar 7. Și ar cam fi avut nevoie Van Dijk de full. Ne trebuie un antrenor de Premier League. Sau poate chiar Patrick Vieira, jucător antrenor. Ar fi foarte tare să vină. Uite-l, nu se poate, am nimerit-o. Patrick Vieira, jucător antrenor. Ăsta e, bă, superb. Și dă plus și lui Lafont, îi dă și lui Van Dijk, exact antrenorul de care aveam nevoie. Incredibil că a venit Vieira. Jucător, antrenor în premieră, Patrick Vieira. Așa, da. Zidane capitan, bate toate loviturile libere, cornerele, absolut tot bate Zidane Prime. Cred că va fi un jucător util la mijloc. Hai să vedem la treabă pe băieți. Intrăm în primul meci. Doar 87 rating, Cruyff Prime, Puskas, Gari în dreapta. Portarul n-are chem, Upamecano n-are full și nici un chem care să-i dea pace. Pe defensiv a prins o echipă foarte slabă. O, ce greșeală face cu portarul. Dinho pe verde, e 1-0 prin marele Ronaldinho. Și iată-l pe Patrick Vieira făcând o modificare. E și pe bancă și pe teren în același tip. S-a clonat Patrick Vieira pentru acest draft. Trebuie să fie în două locuri. Îl prefer pe Best aici. Călcăiul înapoi la Cruyff. Cruyff cu finesul. Scoate Eduard Mendy. Fază bine construită. Și aici o să încercăm centrarea către Van Dijk. Au colit minge efectiv. Din la limită acolo să scape minge în afara terenului. Zidane apare acolo, trage Neymar din prima, mai bine preluam. Mai am că o să tragă mai bine Neymar și îl pot surprinde pe Mendy. Am ratat ceva șuturi, tot 1-0 cu acea greșeală când a ieșit foarte rău cu portarul. Dinho, Zidane. Din nou Ronaldinho, pentru voleul lui Zidane pe care nu-l ratează niciodată. Cel mai stricat jucător pe parte de voleuri. Dacă dă voleu, e probabil gol. Dacă l-a dat din careu, n-ai nicio șansă. Puskas reduce în diferență 2-1. Chiar înainte de pauză am scris Puskas și era ultimul atac al reprizei. Îl ține aproape golul ăsta, fix cu jucătorul favorit. Probabil că e un jucător maghiar. Deci e clar că dacă a prins pe Puskas și așa, un fel de draft cu Hagi Prime la noi. Oh, Cruyff, ăsta e. Haide, Johan, perfect, bară gol. Ce înseamnă să dai pe verde? Sunt convins că s-a dus mai direct acest lob pentru că am dat cu time finishing pe verde. Încă un gol dat de Johan Cruyff. E la fix acum chiar în startul reprizei secunde și recuperează Best. Direct am sprintat. Nu mai oprește nimeni pe George Best. Dinho, 4-1. Fază simplă. A fost simplă de când am recuperat. E Ronaldinho cu un gol care s-ar putea să decidă lucrurile. Da, iese. Victorie cu 4-1 și merge mai departe. Al doilea meci, 188. Kenny Prime în față cu Vinicius headliner. Și e Gary pe dreapta. Ce echipă în 4-3-3. Genial Kenny Prime. Nu, cred că l-am prins până acum pe Kenny Prime. Am jucat cu celelalte variante. E absolut zeu, Kenny. Neymar l-a lăsat singur. Aici mută și portarul, dar se duce șutul în bar. Am dat finesse shot, nu știu de ce. Inițial voiam să dau în cealaltă parte și am schimbat direcția când am văzut că mută portarul. Dacă trăgeam simplu, marca. E... opa. Ronaldinho, este gol! Ce face Ronaldinho din ei? Gol în minutul 6.
Fabulos Dinio, spectaculos ca întotdeauna. Mamă, ce spațiu acolo. Vini. Super lob. O greșeală, am pasat greșit și l-am lăsat practic singur cu portarul. A fost o formalitate. Nu. Încă una Ronaldinho aici. Și repede am ajuns să fiu condus. Mamă, Vini. Și n-avem portar. Bravo, Dinio. Johan Cruyff, nu se poate rata de acolo. Perfect, 3-2. Vom avea multe goluri cu siguranță. Văd că se trece cu ușurință. La fel la partea mea cât și la partea oponentului meu. Mai vin goluri. Sper eu, partea lui Areola. Bravo, Cruyff. Neymar. Nu, apără francezul. Johan Cruyff, Best. Bravo, Best! Ball roll și gol! Șut în forță, 3-3. Pentru o secundă acolo. M-am cam panicat când am luat vreo 3 goluri în puține minute. Dar uite că e din nou egalitate. A fost doar un moment mai slab. Neymar, braziliana, l-a depășit pe adversar într-un mod formidabil. Însă apără Areola. Dinio. Oh, ce minge își face Neymar. Genial Neymar în form. 4-3. Doar cu L2 și de minge într-o parte. Excelent aici. Oh, mamă, mamă, ce înseamnă Vini headliner. Dacă ajunge ăsta pe la 90, e cât un team of the year. Fabulos, mă, de-a trece. E mult prea tehnic. Oh, ce pasă Dinio. Încă o bară. Haide, bă, fii serios. Cred că am lovit bara de 3 ori meciul ăsta, nu? Nu se poate. 3 bare în 70 de minute. Și e 4-4. Bine, Cruyff. Nu cred. Apărareul ăla. Am ratat prea mult. Deja e enervant. Și uite cum iese Neymar, cum minge afară. Dacă marchează un gol pe final, o să fiu foarte supărat. Nu se poate pierde meci așa. Refuz să cred că nu voi câștiga acest meci în care am avut mai multe ocazii clar decât adversarul meu. Ia uite cum trece Gary. Uite ce ratare, ce-i cu meciul ăsta? Garincia. Apără la fund. Cred că intrăm în prelungiri, dacă nu cumva chiar pierd din corner. Mamă. Nu, e Vira acolo. Da, un meci dramatic. Așa va fi, intrăm în prelungiri. O, ce recuperare. Neymar! Da, e gol! 5-4! Bine, mă! În sfârșit s-a făcut dreptat. Chiar pe final. Fluieră, gat. 9 goluri. Într-un meci care nu trebuia să fie chiar așa. 3 bare acolo m-au tras mult în jos. Dar mergem mai departe. 3 la oponent, are un 188. Atacanții sunt destul de slabi. În rest, echipa e bună. Rodhulit acolo, Salah, De Jong, îl are pe Son. Probabil trebuie să schimbe pe Trezeghe. Sau măcar pe Didier Drogba. Son ar fi un atacant mai bun decât ei. Și să intre un jucător mai tehnic în bandă. Altfel, cred că e destul de previzibil ca joc. Un 4-4-2 care e un sistem destul de liniar și jucători care nu sunt foarte tehnici. Am suferit mult meciul trecut, tocmai pentru că eram niște jucători care mă surprindeau mereu. Vini, headliner mai ales. Trebuie să-l punem în fața celorlaltor fotbaliști. Neymar. Zidane. Un atac bun din prima. Johan Cruyff. Pune piciorul acolo de Sai. Rud, wow, ok. Pasă direct la Rudhulit. Șut din prima, impecabil. Pasă perfectă printre cei doi fundași către Cruyff. Punem portarul jos. Foarte bine driblează Cruyff. Ține mingea aproape de el mereu.
E ușor să te descurci cu el în față. Oh, super recuperare Dinio. Tot cu Cruyff. Perfect între cei doi decurge atacul. Este 2 la 1 printr-o dublă a lui Cruyff. Am întors. Bun rău Cruyff. Mamă! Best este ball roll, șut și gol. Ce pasă Cruyff. De acolo a fost simplu. Zidane, Ronaldinho. Și aici este oare gol? Da, am avut noroc. 4 la 1. Cruyff mai dă încă una. Oh, a greșit complet aici. Best acolo. Oh, gol fenomenal. 5 la 1. Se face că dă cu stângul. Deci n-avea cum. Dar mult mod de a încheia meciul. Am ajuns în final. Următorul meci poate decide dacă voi câștiga draftul sau nu. Ultimul meci al acestui video. Aproape full icon. Lineker cu Cantona. Are și un Mateus pe acolo. Un 4-4-2. Și a prins o tonă de icon. Mi-a făcut Pires în viteză, nu-mi vine să cred. Și mingea respinsă tot la el. Hai, Dinio! Ae! 1 la 1! Primul șut pe care îl dau în acest meci. A fost o apărare perfectă, mai puțin la această fază. Portarul lăsat bască de Ronaldinho. Nu! Scoate la fond! Bun atac încă o dată. Până acum cred că a fost mai bun ca mine. Asta e. Nu cred că ai făcut asta, Van Dijk. Ne-a omorât Virgil aici. Apără totuși la fund. Virgil pe lângă la faza asta. Încă este 1 la 1. Super închis meciul cu acest italian. Sau mă rog, Van Milan. E clar că Van Milan are și San Siro. Stemele lui Milan peste tot. Bar. Hai că am noroc, poate e meciul meu, cine știe. Nu, Cantona, hai în babută cu capul. Nu m-a putut, n-am putut să-l selectez. Asta e. Da, asta a fost, s-a apărat foarte bine. Am trecut de puține ori, am meritat victoria asta. 3 victorii. Hai cu un rare player's pack, din ăla bun. Nu, primim un gold player's pack. Și Gold Players Pack. Două pachete, doar câțiva jucători rari. Voi vinde ce-i pe aici oricum. E un olandez. L-am pe Belotti. Van de Beek e olandezul. Nu, sunt carduri foarte tari. Din primii un Gold Players Pack. De aici poate fi cu șansă. Na, Borz. Argentina, portar Martinez. Are 84. Nu e mare lucru, portar de 84. Avem un Dele Alli, De Paul, Zobnin. Cam atât. E bine, acesta a fost draftul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!